Bună dimineața, prieteni! Noi ne apucăm de pregătiri. Sunt aici cu mama și cu David. Vă spunem imediat ce vom face. Ce o pregătesc aici? Deci, prieteni, fiecare e cu pregătirea lui. David pregătirea... Mama aia, da, face pregătirea lui. Și mami face pregătirea ei. O să mă bag și eu cu ei la tocat, prieteni, ca să terminăm mai repede, că v-am promis că... David e cel mai vrednic. Da. Cu ajut și eu pe mama și între timp vă arătăm următorii pași. Deci, prieteni, ne apucăm să facem salata de beu. Dar cum arată ăștia ei? Ia vă și cartofi și voi. Da, e foarte bine. Da, uite, deci David o ajută pe mama ei, prieteni, uite așa a tocat David. Am făcut cu... Uitați, vă place, prieteni, cu... să se iau cartofi. Vă place, prieteni, cum am făcut eu? Da, deci asta e salata lui David, prieteni, care și-o face separat și mama s-a apucat aici de salata ei. Oricum trebuie să faci că vine moșul. Da, trebuie să-i dai să mănânce. Deci, prieteni, noi am fiert legumele. Ăla e separat. Deci am fiert mame aici. Am fiert morcov, cartof, carne. Am fiert ouăle. Și așteptăm, prieteni, să terminăm. Ouăle pentru ornament. Da, pentru ornament. Deci, prieteni, eu o să ajut acum pe mama să toace aici restul. David, la fel, se ocupă aici de dimineață cu treabă. Și... Eu de-abia am venit, mă apuc. Păi da, tu te-ai eu o să mă apuc acum să-i ajut să toace, să terminăm mai repede, David cu salata lui separat. Și o să-mi toc cu mama pentru salata cealaltă a noastră. Dar pe mine nu mă ajut, tu nu vezi cum trebuie să fac. Prieteni, cum se chinuie David să-i facă plăcerea lui moșul cu salata. Deci copilul ăsta muncește, chiar merită cadourile care le aduce moșul. Să-mi servești pe moșul? Haideți, prieteni, să-l ajut pe David, că mă dar trebuie să facem și... prăjituri de alea care mănâncă moșul. O să facem și prăjituri. Deci, prieteni, revenim la voi după ce tocăm legumele, vă pup. Deci, prieteni, am tocat legumele, carnea și am pus și un ou pentru interior, pentru că nouă așa ne place, e gustul mult mai bun, mai intens. Și se simte altcumva. Puteți să încercați și voi dacă vă place. Dacă nu, fiecare face după gustul lui. Dar noi v-am arătat cum facem noi și cum ne place nouă, bineînțeles. Mai avem foarte puțin prieteni de tocat. Și revenim la voi cu pasul următor. Prieteni, am zis să vă arăt un pic și bradul. Le-ai mai arătat. Da, dar nu l-am arătat pe canalul tău, am arătat la Alex și la Alin. Deci uitați, prieteni, avem și Crăciunița și pe Moș Crăciun și ăsta e Moș Nicolae. Dar de ce are asta? Are sacul lui cu cadouri. Avem și niște cadouri așa de ornament, până vin alea adevărate. Și am vrut să vă arăt și vouă, să vedeți bradul. Deci, prieteni, ăla a fost cadoul lui mama de Crăciun, din partea lui tata. Ați văzut, este un mixer automat, deci își face treaba singur. La maioneză s-a amestecat practic singur. Mama face multe prăjituri, gătește multe feluri de mâncare și tata a zis între timp să o ajute... A vorbit cu moșul, nu mi l-a adus... Moșul, da. Deci a vorbit tata cu moșul și a adus ca să mă ajute în bucătărie. Da, ca să poată să pregătească mai multe feluri de mâncare deodată. Yay. Și să le spui și ce ai pus la maioneză, că sigur o să ne întrebe. A, am pus 5 ouă. Da. Ce știe toată lumea. După aia am pus o lingură de muștar. Da. Și ulei. Da, prieteni, apoi ați văzut, s-a amestecat compoziția de maioneză singur. Sare. Da. Și vă atașăm aici și... Că toată lumea știe, da. Să vedeți maioneza. Așteptăm să ne învețe și pe noi. Da. Că noi împărțim cu udeni și nu învățăm. Să ne spuneți nouă ce faceți voi acasă de Crăciun. Da, poate veniți și voi cu o idee. Că unele lucruri nu le știm. Deci, prieteni, noi continuăm aici activitatea și vă arătăm în continuare ce avem de făcut. Deci, prieteni, David aici își face maioneza lui separată, deci pregătește pentru moșul
Și mama între timp a tocat murăturile. Cu David. Da. Și le-a scos bine de zeamă. Acum le adăugăm aici în compoziția noastră. Deci uite ce bine arată și îmi place și cum miros. Deci se amestecă după. Uite, uite. Să știți gata, că are maioneză. Mamă, ce maioneză bună ai făcut David aici. Deci maioneza lui David a pus și piper, David a pus de toate. Asta e separată, prieteni, deci ca să înțelegeți. I-a dat mama puțin din maioneza care a pregătit-o. Și David face propria lui rețetă, altceva. Dacă e bucătar. Da. Cu mine. Bravo, bravo. Nu, stai, lasă-l aici. Strănută moșul de la asta piper. Doamne, David, cred că moșul ăsta. Dacă îi dai seama nici mai nezi, asta nu mai apucă sărbătorile. A, asta nu o punem în casă, pentru că n-am avut cutie mică de mazăre. Da, deci de aici punem... Și punem cât credem fiecare. Da. Ca să nu se înțeleagă că am pus cutie cu... de asta. Mie îmi place cu mult mazăre de asta, de exemplu. Deci adică mie... O scurgem, bineînțeles, și punem cât credem noi. Mamă, David. Deci maioneza lui David a devenit neagră. Deci David a făcut cea mai bună treabă. Da. A făcut cu piper. Bă, da, cred că deci, mai prieteni, am adăugat și mazărea. Ia. Din nou o să amestecăm. Și mai revenim la voi, prieteni, să văd ce mai face David aici cu maioneza lui pentru moș. Deci acum punem maioneza, amestecăm bine. Deci punem maioneza, prieteni. Eu tot fac treaba asta. Da, da, faci maioneza ta. Și mi-am mai luat un pic de aia. Bravo. Deci, prieteni, noi acum amestecăm. De la piper. Papa. Pleci? De la miroasa oțet. De unde? Din cana ta? Păi da, păi el a făcut altfel. Asta e o salată nemaipomenită. Uite așa a făcut David, cu piper, cu oțet, cu ulei. Doamne, îi dai la moș cu oțet. Deci cred că o să fie moșul foarte încântat. Prieteni, haideți că revenim. Cum să nu, că vede că ai mult. La cât de picant am, la cât de picant am făcut-o, e că nu mai... Nu pune niciun gadou sub braț. Ba da, contează că ai muncit. Moșul apreciază copiii care fac treabă. Nu mai contează acum. Deci, prieteni, ne apucăm să punem salata pe o farfurie. Noi am ales una cu moșul. E dacă e pentru moșul. Da. Asta să fie salata care o lăsăm la moș să mănânce. Da. Când vine să aducă cadourile. Mi-a făcut-o David. Păi da. Deci, prieteni, noi ne-am apucat acum de decorat și ne-am gândit să facem un brăduț. Mama o să-l facă cu frunze de pătrunjel și peste vă vom arăta noi cum decorăm. O să punem niște murături tocate, să arată așa ca niște globulețe și vom face și o codiță la brad. Vă arătăm imediat cu ce vom face. Deci, momentan, trebuie să-l urnăm bine. Ne-am gândit la pătrunjel, că vedeți, arată exact ca un brad. Verde și răsfirate crengile. Deci, prieteni, revin la voi să vă arăt cum punem globulețele și cum punem codița. Deci, prieteni, am pus steaua în brad. Asta steaua am făcut-o eu. Și mami, între timp, a terminat cu... Da, prieteni, cu cine m-am întâlnit eu. Ia, spune-le. Data trecută, nu mai știu când. Moșul, l-am văzut pe moșul, dar n-am văzut. Alaltă ieri, l-am văzut la mall, prieteni, se ducea să cumpere cadourile pentru copii, moșul. Dar nu la atelier și mall. Păi dacă nu găsește, dacă nu poate să facă ceva o jucărie la el la atelier, să duce și o cumpără din mall, depinde ce cer copiii, David. Păi dacă a găsit jucăria care o vreau eu? Ba da, sigur a găsit-o.
Deci, prieteni, uitați, am decorat și cu puțin nou. Să fie bradul împodobit cum trebuie, cu cât mai multe globulețe. Și gogoșar. Și castraveți murați să fie așa mai colorat, mai împodobit. Deci așa, am pus și ouă și gogoșar și castraveți. Să arate mai... ca globulețele. Da, deci să fie mai împodobit și mai colorat. Mai plin bradul. Deci asta este salata cu bradul, prieteni. Eu zic că a ieșit chiar reușită. Să-mi lăsați și voi în comentarii dacă vă place. Și urmează să mai facem una. Să o urmăriți și pe cealaltă, care e cu altă idee și la fel de frumoasă. Deci imediat vă arătăm și următoarea salată. Deci, prieteni, am apucat să facem moșul. Într-o scobitoare am băgat morcovul, rondele, da, să-i facem pălăria. Din măsline facem ochii și nasturii. Și... uite, arată aici cum să facem ochii. Deci, noi băgăm cu un pai, da? Ca să putem să scoatem rotund și egal să fie ochii și nasturii la fel. Și începem să punem... Și la ouă am făcut același lucru. Cu... tot cu scobitoare, dar cu o scobitoare de frigărui. Eu vorbesc de ochi, cu tot cu... da, da, normal. Le spuneam de cum rezistă să stea ouă aici, da? Asta cu scobitoare. Da, asta e o scobitoare de frigărui și asta e o scobitoare normală care am rupt-o și am atașat alea să fie ca o pălărie. Haide, David, să-i punem și nasul la moș. Pune-i tu nasul. Te las pe tine. Bravo! Prieteni, noi am făcut din bățul ăsta, din altceva n-am avut ce să facem. Păi da, trebuie să aibă rezistență. Deci, prieteni, ăsta e nasul la moș. Deci, prieteni, este gata și a doua salată. Da. La ăștia chiar am muncit mult și eu și mama. Să... ne-am făcut unul, dar l-am distrus. N-are nimic, uite, aici ce salată frumoasă ai. Să o vadă moșul și să... să vină să o mănânce. Da, are pălărie. Da. Deci, prieteni... mi-e place morcovii ăștia. Cam astea au fost ideile noastre. Aș vrea să iau unul să-l mănânc, dar nu pot. Sper că v-a plăcut, sper să încercați și voi, să ne spuneți și ce modele ați făcut voi și dacă vă plac ideile noastre. Noi vă urăm sărbători fericite, să fiți sănătoși, fericiți alături de familiile voastre și așteptăm, bineînțeles, comentarii din partea voastră. Să nu uitați să vă abonați și la canalul fratelui meu, Tache de la Popești, pentru că aici o să găsiți cât mai des idei de ale mamei mele, pentru că vedeți ce frumos a fost inspirată. Și urmează să mai filmăm și mâine cu alte idei. Deci gata, prieteni, am finalizat toată operațiunea, sper să vă placă, vă așteptăm cu note și cu păreri, bineînțeles. Ne bucurăm că am încheiat ziua bine și că ne-au reușit salatele. Noi vă pupăm, să rămâneți alături de noi pe canalul de YouTube, să ne dați un like dacă v-au plăcut și, bineînțeles, comentarii cu părerile voastre. Prieteni, sărbători fericite! Sărbători fericite alături de cei dragi! Vă pupăm, prieteni, sărbători fericite, vă așteptăm cu păreri. Noi ne bucurăm că ne-au reușit și că am putut să ne finalizăm ideile. Sperăm să vă placă și vouă, să ne lăsați comentarii, părerile voastre, să ne spuneți și ce ați făcut voi. Vă așteptăm aici pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Să nu uitați să ne dați un like și să vă abonați. Vă pupăm!